Iată-ne ajunși într-o nouă ziulică, 8 septembrie 2024, scrie Daniel pe Facebook, pe pagina Ponturi, pariuri by Vlad Stoian, unde pun zilnic cota mea de 2, formată din 2 meciuri, cotă bazată pe statistica mea personală, îmi scrie, bă, dar nu mai pui meciurile, ce se întâmplă cu tine? Le pun și fac efortul să nu lipsesc vreo zi, mai dormim și noi, e ca o duminică gen 8 septembrie 2024. Încerc să fac față și încerc să mă concentrez, în primul și în primul rând, pentru grupul meu privat de WhatsApp, unde am de oferit zi de zi 6 bilete. Venirea Mormanului, Cheia, Maleu, Triumf, Cristal, Cosmos, pe alea le fac primele și apoi vin și pe YouTube cu ceva. 0745 7080 08, dacă aveți chef să jucăm împreună non-stop 6 bilete grele. Scrieți-mi acolo și ne auzim pe WhatsApp. 8 septembrie 2024. Ce fac eu într-o astfel de zi în care, iată, am râgâit până la 12.01 cu un somn profund și încerc de atunci până la aceste ore de 3.20 să îmi organizez biletele pentru grup, în primul rând, pentru că încep de destul de devreme, pe la 14.15 deja își dau startul printre primele meciuri ale biletelor. Ce pot eu să fac și pentru voi aici pe YouTube? Vă dau din Venirea Mormanului ultimele 13 din totalul de 19 meciuri ale zilei de azi. Biletul așadar în total are astăzi 19 meciuri, vouă vă dau 13 dintre ele. Fără primele 6 meciuri a ieșit o cotă de 127.90, poate avem noroc cu ea. Ați văzut ieri 12 verzi, 9 roșii pe biletul Venirea Mormanului, jucat integral, oferit integral aici pe YouTube. Cotă de 3748.82 sau cât a fost, 92.82 etc. Parcă 92, nu mai știu. 3748, aia conta. Deci 12 verzi, 9 roșii. Cam așa era un bilet cu parcă 21 de evenimente. Da? Cam așa se întâmplă treaba. La modul ăsta este Venirea Mormanului. Dacă veniți cu mine pe grupul privat de WhatsApp, cam la asta vă băgați. Vă aștept pe WhatsApp. 0745 708008, un loc bun să vorbim, să discutăm despre ce e vorba. În principiu să aveți cont Superbet și să fiți dispuși să jucați obligatoriu zilnic cu măcar 2 lei fiecare dintre cele 6 variante. Ne riscăm pielea cu ele, sunt foarte grele, dar uite că poate. Poate aveți voi noroc cu această părticică din Venirea Mormanului, cu ultimele 13 evenimente și se adeveresc astea toate. Poate dă Domnul să ne iasă o cotă verde de 127.90. 13 meciuri, ziceam, primele 3 de la 17, de la 5 fix își dau startul, e 3.20. Vă rămâne acolo în jur de o oră și un pic să vă notați acest bilet. Hai să-l zicem. Scoția, Cupa Challenge, Queen's Park, se duelează cu Edinburgh City. Peste 2.5, mergem pe 3+. În Scoția, la Queen's Park vs. Edinburgh City, cum zic ei. Suedia Division 1 continuă bilețelul cu Onsala Beko, Onsala BK, întăvăleală cu BK Beko Olympic, da? Olympic era să zic, Olympic Marseille. Beko Olympic, BK Olympic. Onsala Beko versus Beko Olympic. E un meci cu sub 3.5, un meci în care sperăm să nu se marcheze mai mult de 3 goluri în toată tăvăleala, nu mai mult de 3. Hai și prin Paraguay, Division Intermedia, era să zic Intermedio. Paraguay Division Intermedia ne propun Martin Ledesma în tăvăleală cu Recoleta și e o treabă unde vom selecta că se dau măcar 2 goluri în tot meciul, peste 1.5, 2+. Serbia, Pârva, Liga, continuă bilețelul cu Vârșaț, Vârsac, cum sunt scriși peste tot, Vârșaț, în mare ciocnire cu Mladost Novi Sad, Mladost Gat, GAT, nu mai știu ce înseamnă și inițialele alea, aș vrea să dau importanță, dar nu contează absolut deloc. Vârșaț versus Mladost, mergem pe 1x, șansă dublă pentru gazde, șansă dublă pentru Vârșaț, Vârsac. Vârșaț sau egalitate la final de bătălie. Dați-mi și mie un like la acest superb video, abonați-vă la canal, selectați-vă clopoțelul să primiți chiar toate notificările din partea mea. Uite, când apar pe la 3, 4, 5, să puteți să vedeți pe telefon imediat că a postat prostul ceva.
Și dacă chiar vă place enorm ce fac aici, luați linkul de YouTube și dați-l pe la prieten. Poate cineva vrea să vină alături de mine, de noi. Vă mulțumesc dacă faceți treaba asta zi de zi și înseamnă totul pentru mine când vă văd cu like-urile. Când vă văd cu like-urile la fiecare clip, înseamnă că sunt cu măcar 20-30 de oameni garantat în fiecare zi aici. Și asta mă face pe mine să lupt și să vreau să vă ofer ceva în continuare. Sunteți oamenii mei cum ar veni și vreau să fac ceva bun pentru voi. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru suport și pentru tot ce faceți ca să rămâneți cu mine aici. Slovenia 2.SNL, a doua divizie de fotbal slovenă. Ne propun și ăștia ceva. Beltinci, cred că sunt scriși în aplicații, Beltinci se ciocnesc cu Drava Ptuj, Drava Ptuj. Beltinci versus Drava Ptuj, e o treabă unde sperăm să nu se marcheze mai mult de 3 goluri în toată tăvăleala. Tăvăleala mergem pe sub 3,5. Nu mai mult de 3 goluri sperăm în Slovenia la meciul ăsta să se înscrie. Beltinci versus Drava Ptuj, sub 3,5. Am zis, mai poposim prin Uruguay, Primera División la Phoenix, în ciocnire cu Cerro Largo. Sperăm că nu vor marca ambele echipe, mergem pe NUGG. Poate chiar se întâmplă. Avem de navigat și prin Cupa Portugaliei la Simfaes, cum sunt scris în aplicații, în tăvăleala lor cu Hezengi, Resende. Da? Simfaes versus Resende. Simfaes versus Hezengi. E o treabă cu 2+, mergem pe peste 1,5. Sperăm că se vor marca măcar 2 goluri în toată această confruntare. Ne mai băgăm prin Argentina, am fost astăzi acolo, mergem pentru prima oară acum. Și cred că și ultima oară, da, Argentina, iată. Argentina Primera B. Liniers se duelează cu Villa Dálmine. Liniers versus Vișa Dálmine e o treabă unde sperăm să nu marcheze ambele echipe. Iată, foarte multe ponturi limitative. Nu vor marca ambele echipe. Pont limitativ în sensul nu marchează ambele echipe. Liniers versus Vișa Dálmine. NUGG. Sperăm că nu vor marca ambele echipe aici. Și totul NUGG și mai departe în Uruguay, Segunda División, se duelează Uruguay-Montevideo cu Cerito. Uruguay-Montevideo versus Cerito. E o treabă unde ziceam, sperăm să nu se marcheze din ambele direcții, sperăm să nu marcheze ambele echipe. NUGG, nu dau goluri ambele echipe, da, în întâlnirea asta, ambele formațiuni. Italia Serie C, vin și ăștia cu două evenimente în bilețelul de astăzi, în venirea mormanului mai mult de jumătate din ea, sau ceva de genul acesta. Vă dau eu vouă aici astăzi, cota de 127.90. Ca să o formăm, mai adăugăm două treburi din Italia Serie C. Arzignano Valcampo se duelează cu Calcio Padova. Mergem pe 2+, peste 1,5 și pe urmă tot 2+, la Benevento versus Potența. Sperăm și aici că se vor marca măcar două goluri în toată tăvăleala. Închidem pe cai destul de mari cu UEFA, Liga Națiunilor. Luăm tăvăleala dintre Suedia și Estonia. Sperăm că se vor da măcar 3 goluri în toată lupta. Mergem pe peste 2,5 aici. Se dau măcar 3 goluri în această confruntare. Suedia versus Estonia 3+. Trasăm tot fermoarul de adevăratelea cu ultimul meci din biletul ăsta, din venirea mormanului practic. Vă dau ultimele 13 meciuri din venirea mormanului, ce începe de la 5 încolo. Vă dau și vouă o bucată, conform timpului și orarului și ce mi se permite și mie să fac în spațiu și timp. Columbia Primera A, luăm Deportivo Pasto în tăvăleală cu Independiente Medellin. Punem pe bilet un alt 2+, un ultim 2+, pe biletul de azi, peste 1,5 și sperăm că se vor marca măcar 2 goluri în toată lupta. Și ăsta e biletul de astăzi. V-am dat și vouă, iată, o venire a mormanului trunchiată, dar trunchiată frumos, ultimele 13 din cele 19 evenimente din acest bilet foarte lung de azi.
Cota totală, nu știu, 1000 și ceva, bani n-am cât e. E un câștiguț de vreo 10.000 de lei pentru mine și băieții mei acolo pe grup. Dacă vreți să le jucăm integral sau cât se poate de aproape de integral acolo pe grupul meu privat de WhatsApp, vă aștept cu un mesaj 0745 70 80 08 dacă vreți să vă încumetați la jucat cu mine zilnic aceste bilete grele, periculoase, zi de zi. E treaba voastră, plăcerea voastră, dacă vreți să ne antrenăm împreună. Mult succes cu biletul ăsta, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru prezență și pentru susținere. Dați-mi și mie like-ul, luați link-ul de YouTube, dați-l pe la prieteni și să aveți o duminică fabuloasă. Ne vedem cu bine și în dăți următoare. Mult noroc să avem, chiar ar fi cazul, am nevoie de bandă, nu vă imaginați cât. Pa, papi!